Ne-am întors după o pauză foarte lungă, neobișnuit de lungă, s-au panicat oamenii, s-au panicat prietenii, vecinii, rudele, că da, a fost un moment firesc în economia studioului din care emit, studiourilor B1, pentru că a trebuit să procedăm conform manualului la, la un tratament special anticovid care a durat perioada fix cât a durat teleshopping-ul și un pic de publicitate în plus față de obicei. Repet, este o procedură firească, sunt instalații speciale cu ultraviolete, cu ozon, cu... e belea mare, de-aia a fost publicitate, nu cum și-au dorit unii, nu, încă nu m-au dat afară, cum am primit mesaje. Da, încă nu m-au dat afară. Eu am considerat că așa se face când ai telefoane în direct an de zile. Am considerat, am trecut momentul, revenim la situația la care trebuia să fim de la bun început. Știrea cea mai tare de astăzi este exact aceasta. Am selectat-o de la colegii noștri de la Radio France International. Cine are austeritate? Legea. Înghețarea salariilor bugetare și a pensiilor în funcție de nivelul datoriei publice. Este un mod de gândire al guvernului Câțu și al echipei domniei sale. La Palatul Victoria, colegii îmi spun că se pregătește deja o ședință de guvern, una dintre teme fiind exact ceea ce vedeți acum pe ecran. Înghețarea salariilor bugetare și a punctului de pensie este o discuție funcție exact de intrările de bani la buget. Adică, această guvernare, care este, cum se cheamă, era să zic vote pandemic free, adică nu are pandemia votului. Oameni buni, guvernarea Câțu nu stă cu lațul alegerilor deasupra capului cum a stat guvernarea Orban. Guvernarea Câțu nu așteaptă anul ăsta și nici la anul alegeri locale sau parlamentare. Fapt pentru care avem 3 ani, cel puțin 3 ani la dispoziție, nu noi. Toți, guvernarea, parlamentul, noul parlament al țării, toată lumea, noi poporul să înțelegem, să echilibrăm, cum să spun, panta pe care ne prăvălim din punct de vedere socio-economic. Mă, trebuie echilibrată. De ce? Pentru că dacă vom continua, așa cum scrie la lege, de exemplu, cu creșteri salariale de 25% la 1 ianuarie în sfera bugetară, 1.700.000 de bugetari, dacă vom continua cu creșterea punctului de pensie de la 1 ianuarie, nu știu, cu procentul de, să zicem, 8%, că am înțeles că domnul Câțu, pe vremea când era ministru al finanțelor, a promis sau ceva, da, mersi Alin, îmi spunea că avem un expert la telefon, îi mulțumesc mult, Doinița Pârcălabu alături de noi, Doina, imediat vin la tine. Deci vă spun așa, în opinia mea și a multor oameni care, îmi place să cred, gândesc, nu fac presă după ureche. Și nici politică după ureche sau după voturi. Anul care începe peste câteva zile este un an cumplit din punct de vedere al raportului dintre ce bani intră în bugetul țării și ce bani cheltuim. Sărut mâna, doamna Pârcălabu. Bună seara și la mulți ani, dumneavoastră și telespectatorilor. Sărut mâna, Doinița, îți mulțumesc mult că ne ești alături. Te întreb direct dacă știrea aceasta cu înghețarea salariilor la bugetari și a pensiilor este o știre care are, în opinia ta, o logică sau care, în opinia ta, este doar știrea unei austerități nemeritată de popor? Dacă vorbim de înghețarea salariilor în sistemul bugetar, aici știți că au fost denumărate comentarii cu privire la faptul că salariile în sistemul bugetar sunt mai mari decât salariile din mediul privat. Și corect. Practic, corect. Dacă ne gândim la legea sistemului unitar de salarizare în sistem bugetar, vedem că acolo au fost niște distorsiuni venite, într-adevăr, mare parte dintre ele din trecut, care nu se rezolvă și mai degrabă produc alte perturbări în ceea ce privește veniturile bugetare. Este posibil ca salariile bugetarilor să fie menținute la nivelul actual. Pe de altă parte, suntem în situația în care majoritatea salariaților bugetari sunt în litigii cu statul, cu instituțiile unde lucrează, pentru acordarea salariilor echivalente
acelorași persoane din ministere similare care au niște venituri mult mai mari și știm că acest lucru de cele mai multe ori se soluționează. Bun, Doina, te întreb așa cu, Doina, cu experiența de ani de zile ca șefă a casei de pensii în țara asta și de după aia ca analist socioeconomic foarte pertinent așa cum ești, te întreb, face sens pentru cei de acasă afirmația sau teoria lui Câțu și a echipei premierului, conform căreia creșterile de pensie, punctului de pensie și creșterile de salariu în domeniul bugetar, și atenție, nu vorbesc de creșterea salariului minim pe economie, ăla e altă emisiune, o să facem poate, nu azi. Creșterea de salarii în domeniul bugetar, funcție de productivitatea muncii și de ce poate economia să aducă la buget anul viitor, este logică sau nu, din punctul tău de vedere? Creșterea salariilor din punct de vedere din sistemul bugetar în corespondență cu productivitatea este un artificiu care nu se poate calcula, pentru că în sistem bugetar nu putem vorbi de productivitate. Aici, în mare parte, vorbim de un serviciu public care... Doina, iartă-mă, eu vorbeam de productivitatea celor care fac banii, nu de bugetari, că bugetarii nu fac bani. Bugetarii sunt serviciile cetății, învățământ, sănătate, interne, apărare și așa mai departe, pe care noi, cei care producem bani, noi avem productivitatea, noi cei din privat, da? Și dacă noi nu producem la anul suficienți bani cât să susținem proiectele sociale de creștere a punctului de pensie, a alocației și așa mai departe, atunci ăsta e sensul întrebării mele. Dacă discutăm în funcție de productivitatea la nivel național, dar noi nu avem un indicator al productivității naționale, pentru că productivitatea se calculează la nivel de unități economice, la nivel de ramuri și după aceea un indicator agregat este mai greu de calculat. Dacă vorbim în schimb de pensii, pensiile nu pot fi legate de productivitate, pentru că toată filozofia în ceea ce privește sistemul public de pensii are la bază alte principii și aici trebuie ținut ritmul cu cel puțin cu inflația și creșterea salariilor. De aceea se iau în calcul acești doi indicatori. De plafonarea pensiilor, din ceea ce înțeleg eu, este vorba de plafonarea pensiilor de serviciu, care avea o altă formulă de actualizare, adică aceste beneficii la bătrânețe se actualizau în funcție de veniturile salariale ale persoanelor care ocupă aceleași funcții în prezent, ceea ce era iarăși o altă inechitate în ceea ce privește tratamentul persoanelor la bătrânețe. Da. Și probabil aici se justifică, pentru că noi știm că aceste pensii de serviciu oricum sunt în cuantumuri mult mai mari decât cele din sistemul. Deci decizia de înghețare a acestui capitol de pensii, pensiile de serviciu și alea... Aceasta poate fi susținută și poate fi argumentată și are logică. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Bună ziua, domnule Marinescu. Bună ziua, la mulți ani. Să vă tot fericite. Și dumneavoastră și tuturor celor de care, ca și dumneavoastră, și-au împodobit atât de frumos bradul, casa, în așteptarea Crăciunului care a trecut și a Revelionului care va să vie. Marius, te întreb așa... Mulțumesc. Liliana e auto. Te întreb direct, cum vezi discuția în spațiu public despre, corelarea banilor la buget dintre ce intră și ce poate plăti statul, ce poate plăti guvernul ca, creștere salarială bugetară după 1 ianuarie și te întreb asta pentru că, așa cum bine știi, legea spune că etapizat până în 2022 salariile bugetarilor trebuie să crească într-un cuantum suficient de mare, 25% la începutul fiecărui an, dacă nu mă înșel. Tudor, vezi, s-a anunțat de la 1 ianuarie 2021 creștere la energie electrică cu 30%, creștere la benzină, la motorină cu 6%. Asta automat, rostogolindu-se, duce la creșterea utilităților, creșterea produselor la hrană. Deci populația va sărăci și mai mult. Datele de la Institutul Național de Statistică le știi și tu, dar le mai spun o dată telespectatorilor. În momentul de față, anul trecut, a crescut sărăcia de la 40% din populație la aproape 50%. 5.500.000 de români sunt sub pragul sărăciei. Adică nu au ce să pună concret pe masă, n-au bani suficient să plătească utilitățile. Atenție! Doar 250.000 de români
primesc ajutor social, ajutoare sociale, să le fie clar, conform Institutului Național de Statistică. Nu cum să spune, să bate Toma că suntem un popor de asistați, nici pe departe. Bun. Și să vii acum să le spui românilor că din pensia asta extraordinar de mică, tu te apuci și înghezi pensia în situația în care inflația la anul va fi poate de 9%. Nu, stai puțin, Marius, da. fără doar și poate, inflația va fi corelată, sau punctul de pensie fără doar și poate va fi corelat cu nenorocita asta de inflație care roade din... Ar fi bine să fie așa și mai trebuie să crească și cu 50% din creșterea salariului mediu pe economie. Dă-mi voie să spun câteva aspecte, Tudor. Deci, eu mă așteptam, staful de la guvernul ăsta și indiferent care guvernerea, că vor crește redevențele, adică acea taxă pe resursele naturale la noi, în România, redevențele sunt de 10 ori mai mici ca în Europa. Se adunau 2-3 miliarde de euro la bugetul de stat. Atenție! Că e vorba de țiței, că e vorba de gaze, de marmura lui Videanu, sau mai știu eu ce, alte resurse naturale. Mă așteptam să spună guvernul că o să vină cu o lege în așa fel încât să introducă sancțiuni penale pentru achizițiile publice frauduloase, să mai aducem la buget încă vreo 6 miliarde de euro, atât de spune Curtea de Conturi, că se fură până achizițiile publice frauduloase. Mă așteptam că de la guvern s-au văzut că se face informatizarea ANAP-ului, cum au făcut-o și bulgarii, să mai reducem din acea economie neagă 27% din PIB. Cea mai mare corupție din Uniunea Europeană. De două ori mai mare ca în Bulgaria. Atenție! Fără doar și poate, Marius. Da. Fără doar și poate. Oprește-te, oprește-te o secundă. Vreau să spun două lucruri. Primul, îl salut pe profesorul și pe fostul ministru Mircea Coșa. Cu respect, domnule Coșa. Bună seara. Și cu dumneavoastră, cu Marius și cu Adrian, pe care o să-l avem în curând alături de noi, pe Adrian Rădulescu, vreau să vă spun așa, stimați spectatori. Vreau cu oamenii ăștia trei care în domeniul economic, cum e domnul Coșa, în domeniul agriculturii, cum e domnul Rădulescu, și în domeniul parlamentar și luptă pentru drepturile sociale, nu doar ale animalelor, ci și ale celor care vor o țară curată, un aer curat, respirabil, care luptă pentru mediu, deci domnul senator Marinescu, vreau să vă spun așa, știrea care pentru mine înseamnă cap de pod în discuția asta este că astăzi, oameni buni, aproape 700 de români s-au suit pe avioane și au plecat din București spre Maldive. Mă, nu e rău, dar întrebarea mea, întrebările mele sunt următoarele. De ce Maldivele n-au nicio zonă cu COVID și de ce acolo e raiul pe pământ și se pot duce 7 avioane, au plecat numai de la București spre Maldive cu turiști, în timp ce la noi e restricție majoră. Valea Prahovei moare, Bran, Moeciu moare, Bucovina moare, toată lumea moare. De ce? Pentru că trebuie să stăm acasă. Ne recomandă toată lumea, revelionul cel mai bun e acasă. Bă, poate așa o fi. Dar ăstora la 700 care se duc în Maldive, nu le-a spus nimeni că cel mai bun revelion e acasă? Dar ăstora, m-ați înțeles cum stau lucrurile? Că eu cred că debusolarea vine și din presa română și internațională, care spune că nu știu câte țări și-au închis pârtile deschise și altele și le țin deschise în dauna celor care și-au închis pârtile. Aici suntem. Acum, întrebare, domnul Coșa. Cum vedeți dumneavoastră raportul dintre ce intră la buget în 2021 și ce cheltuie bugetul pentru salarii? Atenție, doar capitolul acesta, nu e nicio marotă. Salarii bugetare. Pentru că patronul meu îl va obliga curând să plătească salariul minim mai mare. O să-l oblige legea. De ce? E adevărat, și la stat va veni, dar și la privați. Pe privați nu i-a întrebat nimeni, auzeam azi la televizor, bă, cum e cu salariul minim? Că noi vrem să-l mărim. Păi da, mă, dar noi putem să-l dăm? Noi în pandemie, care închidem, care facem, care dregem, care șomaj tehnic, dacă nu erau ăia lui Orban cu șomajul tehnic anul trecut, era o tragedie națională maximă. Bun, domnul Coșa, vă ascult. Da. Bugetul e în mare dificultate, asta e sigur. Nu merge economia, nu are de unde să se alimenteze. ANAF-ul nu merge nici el. Așa că lucrurile sunt clare. Se ajunge la austeritate. Dar nu asta este problema. Problema este cea pe care domnul Marinescu o ridica mai înainte. Și anume, un guvern e obligat să găsească bani, nu neapărat să taie bani. Sigur că tăim tot ceea ce este în jur,
ducând oamenii într-o situație disperată până la urmă, și nu uitați că se va scumpi și electricitatea în câteva zile, toate lucrurile astea fac ca bugetul să se echilibreze oarecum, dar nu asta e calea. Trebuie găsite căi pentru alimentarea bugetului. Și asta înseamnă, în primul rând, și o revizuire, poate cuvântul e prea plân, dar eu zic o revizuire a politicii de luptă împotriva așa numite crize sanitare. Noi am închis absolut tot, așa cum spuneai, dragă Barba, am închis absolut tot, dar am dat drumul ca alții să se bucure de clienții pe care noi îi furnizăm lor, uite, în Maldive sau în altă parte. Nu am dat aer pentru nici o ramură economică care în această perioadă putea să supraviețuiască, măcar cu respectarea condițiilor de coronavirus pe care le impune clasa aceasta de experți care s-a născut acum, de o categorie socioprofesională de elită, experții. Unii s-au făcut oameni politici, alții au rămas în fără doar și poate. Fără doar și poate. Da, iertați-mă, da, domnul profesor. Oricum, situația în care ne aflăm este foarte critică și dacă nu se ajung la măsuri de găsirea unor bani, fie... Dom'le, sună, iertați-mă, o să mă întorc la dumneavoastră, vă promit, domnul profesor, și la Marius. Vreau să iau și punctul de vedere care vine din agricultură, de la țăran, de la pălmașul ăla care face... Cine? Premierul, declarații, ne întoarcem imediat, da. Viitor, ce măsuri rămân și care, cum se vor prelungi? Înainte să ajung la aceste măsuri, trebuie să vă spun că pentru bugetul de anul viitor rămânem la ceea ce am spus și până acum. Adepții unei consolidări fiscale, ceea ce înseamnă că vom construi un buget cu care vom veni în Parlamentul României cu un deficit bugetar în jur de 7% din PIB, ceea ce arată, pe de o parte, angajamentul nostru ferm pentru consolidare fiscală. În același timp, este un deficit bugetar care în contextul economic actual nu pune o frână economiei. Politica fiscală rămâne stimulativă în 2021. Este adevărat, așa cum estimăm noi, doar în prima parte a anului, sau poate se va muta către o politică fiscală neutră în partea a doua anului. Dar în ceea ce privește economia și cum vedem noi lucrurile, politica fiscală rămâne stimulativă în prima parte a anului cu un deficit de 7% din PIB. Au fost mai multe discuții astăzi despre buget. În perioada următoare veți vedea pe toate, vom fi așa cum am promis, o să fiu foarte transparent și veți vedea și astăzi cu aceste măsuri. Am mai avut, pentru că știu că este tot de interes public, discuții în toată această perioadă și se consolidează referitor la amânarea ratelor la bănci. Plata ratelor la bănci. Știți foarte bine că există o decizie a EBA, Autoritatea Bancară Europeană, care spune că se pot amâna aceste rate până la 9 luni. Dar, în acest moment, am găsit o soluție, zic eu, pe care o vom prezenta, prin care vom putea să prelungim pentru anumite categorii această facilitate. Când o să avem, și sper să în zilele următoare să avem detaliile, o să venim și cu această ordonanță public, dar vreau să îi asigur pe români că am lucrat în această perioadă și ne apropiem de o soluție care să permită celor care au fost încă și sunt încă afectați de această perioadă de criză să poată să beneficieze în continuare, sau alții care au fost afectați mai târziu, să beneficieze de această facilitate. Repet, detaliile le voi prezenta în zilele următoare. Este o soluție care intră în acel șablon pe care ne-a dat Autoritatea Bancară Europeană. Revenind la măsurile pentru 2021, această ordonanță care va fi pusă în transparență în această seară și vor fi aprobate în ședința de guvern de miercuri, se prelungesc măsurile active până la 30 iunie 2021. Indemnizația acordată pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, acordarea angajatorului pentru decontarea unei părți a salariului brut al angajaților menținuți în muncă. Este vorba de, și foarte bine, pentru angajații, de exemplu, care au revenit din șomaș tehnic, statul plătește 41,5% din salariu, se prelungește această măsură. Munca flexibilă este o măsură care cred că se va permanentiza în România. În continuare sunt acele măsuri de ajutor de stat prin intermediul IMM Invest. Noutatea este că Agro IMM Invest o să fie aprobat în ședințele următoare.
de guvern. Sper să fie gata cu toate avizele. Este o măsură pe care o așteaptă cei din sectorul agricol, cu garanții de până la 1 miliard de lei. Se promovează, va fi aprobată și promovată schema de ajutor de stat pentru unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru Horeca, iarăși o măsură care este foarte mult așteptată. Schema, știți foarte bine, are un buget de 500 milioane de euro. Continuă și în 2021 vouchere de vacanță în valoare de 1450 de lei pentru stimularea turismului românesc. Vedeți, pentru Horeca, pe de o parte avem acest sistem de ajutoare de stat, continuă sistemul voucherilor și vă pot spune că până în martie impozitul specific pe care îl plăteau cei din acest sector o să fie scutiți de impozitul specific pentru acest sector. Deci, în continuare, măsuri pentru susținerea sectorului Horeca. Angajatorii sau companiile vor avea posibilitatea să decide până la 31 martie 2021 în ce mod își dori să stingă obligațiile bugetare corespunzătoare situației fiscale, respectiv așalonare simplificată și așa mai departe. De aceste măsuri se extind. Se extinde și măsura cu obligații bugetare ce pot intra în restructurare, astfel încât să poată forma obiect al restructurării obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2020 și nu la 31 iulie 2020. Deci, pot să fie restructurate datoriile care au ajuns până la 31 decembrie 2020, nu doar cele până la 31 iulie 2020, deci mai multe companii. Și, în ultimul rând, în ceea ce privește angajații din mediul bugetar, am spus-o, o repet și voi spune tot timpul. Nu sunt adeptul tăierii salariilor, nu vor fi tăiate salarii. În acest moment analizăm însă dacă legea în vigoare este eficientă privind salariile din domeniul public. Au apărut o felul de anomalii și excepții în momentul în care această lege a fost aprobată. Vom face o analiză amplă, vom veni cu rezultatele și iar până atunci veniturile angajaților se mențin la nivelul anului 2020, decembrie 2020. Deci veniturile angajaților din sectorul public, atât al central și cât local, se mențin la nivelul venitului din decembrie 2020, până la momentul în care vom avea o analiză asupra efectelor și implicațiilor legislaizării, acele excepții care au tot apărut și așa cum a fost ea modificată și aplicată greșit, spun eu, în ultimii ani. Acestea sunt în mare parte măsurile. Da, astăzi am avut o discuție cu patronatele și sindicatele despre salariul minim. Pe de o parte, știți foarte bine că economia României trece printr-o criză economică alături de toate economiile lumii. Pe de o parte, antreprenorii care au dus greul anul trecut, au susținut economia în această perioadă de criză, au venit cu propunerea de a menține constat, deci de a nu crește salariul minim în economie. Pe de altă parte, bineînțeles, sindicatele au venit și cu o propunere de a crește salariul minim cu peste 7%. Eu spun că am găsit o formulă de compromis pentru toată lumea. Salariul minim, din punctul nostru de vedere, va crește puțin peste rata inflației. Rata inflației anul acesta este estimată sub 2%, în jur de 1,8%. Salariul minim crește cu 3,1% pentru anul viitor. Atât pe asta arată că susținem veniturile românilor cu veniturile mici a românilor, în același timp înțelegem costurile pentru antreprenori și credem noi că este formula care să susțină dinamica economiei în 2021 și în viitor. Toate aceste măsuri cu care venim, cu acest pachet de măsuri și mai sunt și altele care vor veni și în ianuarie, trebuie să știți că nu sunt măsuri pe care le luăm doar pentru această perioadă. Sunt măsuri pe care le luăm pentru termen scurt, spun eu, 2021-2024, măsuri care vor susține creșterea economică sustenabilă în perioada 2021-2024, dar în același timp așează economia pentru o creștere economică puternică pe termen mediu. Și mă gândesc aici până în 2028. Sunt măsuri, veți vedea, care vor avea un impact pozitiv imediat ce vor fi adoptate, așa cum am văzut și în acest an, care va avea implicații pentru reducerea dobânzilor, pentru reducerea inflației și creșterea venitului net în economie. Toate aceste măsuri la pachet vor duce la acest rezultat. Vă mulțumesc. Ne vedem miercuri după ședința de guvern. Da.
Ne-am întors în direct. Știrea pe care a dat-o premierul Florin Câțu este următoarea. Salariile în domeniul bugetar vor fi înghețate la nivelul anului acesta și după 1 ianuarie 2021. Până când? Până în momentul în care, așa cum a spus premierul, va exista rezultatul unei analize temeinice, exact ce discutam cu Marius, cu Adrian și cu Mircea, cu domnul profesor Coșa, faptul că trebuie analizat exact ce va intra în bugetul țării ca să știm ce ne putem permite la capitolul cheltuieli bugetare în 2021. Domnul Rădulescu, erați la rând să ne spuneți punctul de vedere, tamam pe tema asta, uite că premierul ne-a dat știrea pe care acum chiar te rog, Adrian, să o comentezi, înghețarea salariilor data viitoare când mai faci Skype, să pui o lanternă ceva în față, o veioză, o lumină. Data viitoare când mai faci Skype o să-mi pregătesc totul. Așa, Adrian, nu-i nimic, că te știe lumea cum arăți și acum când ești contrajur. Ideea e următoarea. Cum vezi anunțul premierului, dincolo de măsurile pentru Horeca, măsuri pentru angajatori, măsuri pentru angajați, pentru salariații afectați de COVID, toate astea rămân cum au fost și anul ăsta până la vară. Întrebare, înghețarea salariilor bugetarilor la nivelul din 2020 până se face analiza asta, cum o vezi, Adrian? Este necesară pentru că, indiferent ce spune premierul, nu pot fi de acord cu multe lucruri pe care le-a spus și eu deja rămân un pic surprins de faptul că ne spune că va fi bine în 2021 ca în 2020. E, dacă va fi bine ca în 2020, e grav. Deci trebuie să vedem ce măsuri vor fi luate. Deci o primă măsură care va lua cu înghețarea salariilor, normal că îi privește pe toți bugetarii și cred că nu e una care să le dea o veste din care să facă o petrecere de revelionul ăsta și să se simtă bine. Bine, astea sunt vorbe frumos, uite, eu te-am întrebat dacă e logică din punct de vedere economic și bugetar, Adrian, că te pricepi. Este logică datorită situației. Păi normal. Da. În principiu și l-ai pe domnul profesor Coșa și o să-ți spună din punct de vedere economic, trebuie să înțelegem o chestiune, că n-are cum să iasă bani din economie sau să intre bani în bugetul statului dacă bugetul statului nu e chipzuit și nu introduce bani acolo de unde se întoarcă înapoi. Dacă vom introduce bani numai pentru cheltuieli și numai pentru a rezolva pompieristic situațiile, nu vom face. Ce m-a bucurat din tot ce a spus domnul premier era vorba că avem până la 7% un deficit bugetar. Eu cred că va ajunge chiar la 8 sau la 9. Este anul în care trebuie să folosim acest deficit bugetar pentru România și pentru români. Și repet încă o dată, investiții, investiții și iar investiții. Îi spun domnul premier, are două legi pe masă de 2 ani pentru agricultură foarte importante, pentru două specii, pasăre și porc, pentru reproducție, pentru că suntem de râsul lumii, importăm porci de 25 de kilograme și pui de o zi din comerțul intracomunitar. Nu importăm, ci cumpărăm, mai corect, din comerțul intracomunitar. Și aceste legi, dacă de mâine domnul premier ar da drumul la bani, s-ar rostogoli, s-ar face investițiile, ar intra bani la buget, bani din TVA, n-am mai cumpărat porci de afară, am avea de aici, am creat lucruri de muncă. Am înțeles. Asta poate porni mâine. De ce doarme guvernul? De ce? Spune-mi. Am înțeles, Adrian, sunt convins că imediat după anul nou va lua, eu cred că majoritatea parlamentară, asta de centru-dreapta, care este ca orice majoritate politică de dreapta, adică mai liberală, este axată pe crearea de locuri de muncă și pe aducerea de bani la buget. Așa îmi place să cred, că dacă nu, înseamnă că... Asta e singura soluție ca să ieșim din... Fără doar și poate. Domnul Marinescu, cum vedeți? Da. Marius, cum vezi anunțul premierului, ca să-i las după aia și punctul de vedere al celui care știe cel mai bine între noi patru, cred, cum stau lucrurile, domnul profesor Coșa. Te întreb pe tine, Marius, cum vezi anunțul premierului privind înghețarea salariilor bugetare la nivelul 2020, până când va fi terminată analiza temeinică privind capacitatea bugetului de a susține măriri de salariu la anul? Foarte rău, și domnul profesor știe mai bine lucrurile astea, dar le-am analizat și eu. Dacă te duci și vezi ce salariu iau funcționar care lucrează la ghișeu, la o circă financiară, și vezi că iau undeva la
2000 de lei, că eu mai vorbesc cu ei, sau știu eu, în aparatul central și aparatul local al statului, la fel, 2000-3000 de lei, aproape la nivelul salariului minim pe economie, te sperii și la cât muncește. Problema este cu cei numiți politici. Să-ți dau un exemplu. Deci cei numiți politic într-un minister ajung și la, știu eu, 100 de milioane pe lună. Un consilier al lui ministru ajunge la 100 de milioane pe lună. Nu știe să facă nimic. Nu știe o limbă străină. Nu știe să scrie, să citească bine. E numai poții după afaceri și muncește cât un amărât sau doi consilieri care sunt pe acolo, funcționari publici cu 2-3 mii de lei. Asta e realitatea, Tudorule. Să nu mai au diversiune asta. Cu bugetarii. Fără doar și poate, auzi, Marius, fără doar și poate, fără doar și poate ce... Stai un pic, fără doar și poate ce spui tu, nu numai că este adevărat, este o plagă. Este o plagă pe... Fără doar și poate. Nepotismul, amantlâcul, lipitorii de afișe care ajung pe 70 de 80 de milioane să ia bani, să nu facă nimic, ai dreptate. Acum, asta este alt subiect pe care îl voi discuta cu voi trei imediat după ce îmi răspunde și domnul profesor Coșa la întrebarea legată de anunțul lui premierului Câțu. Dar eu cred că și tu ești de acord. Te știu un om extrem de cerebral și un om cu mare experiență. Ești de acord că niciodată nu poți să faci o creștere de salariu în domeniul bugetar fără să te uiți foarte bine câți bani îți intră în pungă în perioada în care trebuie să dai salariile alea. Pentru că altfel trebuie să le dai din împrumuturi. Da, Tudor, e adevărat. Dar nu l-am auzit pe domnul premier venind acum la televizor spunând un plan de măsuri pentru diminuarea corupției, diminuarea evaziunii fiscale. Am discutat și mai devreme de aia, care e cât casa. Foarte deci, tare, foarte tare. Bravo, foarte tare. Aici știi că ai nu numai un partener pe mine, dar ai și un post de televiziune partener care spune că exact așa trebuie... Singurul. Da, singur. Da, Marius, eu te întreb și să te gândești... problema asta la cealaltă televiziune, îmi tai imediat microfonul. Păi da, mă, stai microfonul pentru că patronatele televiziunilor nu sunt toate la fel, mă, Marius. Așa nu sunt toate la fel. Și recunosc și apreciez efortul tău și al televiziunii pe unul. Păi da, deci, da. Bun, hai să merg. Rămâi un pic pe setat, de fapt, la tine nici nu e nevoie să-ți spună lumea să rămâi, ești setat pe treaba asta cu anticorupția de ani de zile. Domnul Coșa, vă întreb același lucru, cum priviți și cum analizați pentru cei care se uită la emisiunea noastră anunțul premierului, anunțul domnului Câțu privind înghețarea salariilor în sistemul bugetar, toate salariile până la finalizarea unei analize guvernamentale care să spună cât își poate permite statul să crească salariile bugetarilor în 2021. Am trei observații. Vă rog. Prima este legată de veștile bune pe care le-a dat premierul și anume o serie întreagă de programe pe care le are în vedere pentru a supraviețui economia în momentul ăsta. Nu zic pentru relansarea economică, că nu sunt pentru relansare, sunt pentru supraviețuire. Anumite categorii socioprofesionale, vai de capul lor în ce situație sunt, ramuri economice și așa mai departe, corect așa altele. Al doilea, este o situație neclară. Toate lucrurile sunt în legătură cu vom analiza, vom vedea, vom anunța. Toate lucrurile astea creează o lipsă de predictibilitate și pentru mediul economic și pentru noi fiecare cetățean în parte. Nu știm ce ne așteaptă. E nevoie de mai multă viteză și mai multă rigurozitate în anunțuri, în comunicare, ca să știm exact ce se va întâmpla. E foarte important ca să știm ce se va întâmpla, spre exemplu, cu bugetul după ce va fi analizat. Când? Mâine, poimâine, lucrurile astea trenează de prea mult timp. În al treilea lucru, înghețarea salariilor în sectorul public trebuia făcută, după părerea mea, diferențiat. Există, cum spunea domnul Marinescu, mai multe categorii de sector public. Există și sector public foarte important, util, medicina, învățământul, poliția și altele. Există un sector public de birocrație și administrație care s-a înmulțit extraordinar. Nu uitați că avem 47.000 de unități tehnico locale cu primării, cu funcționari care nu fac nimic. Acolo trebuie să se lucreze în domeniul salarizării. Și avem, așa cum s-a spus, și elita funcționării care este politică. Deci diferențiat ar trebui să se facă o înghețare la nivelul de sus. Domn profesor, cum era? Domn profesor, vreau să pun o întrebare și să răspundeți în ordine inversă. Domnul profesor Coșa, domnul Marinescu și apoi Adrian, la următoarea întrebare. Și mi-a sugerat-o în mod firesc profesorul Coșa. Credeți că trebuie regândit sistemul bugetar în ceea ce privește
tăietorii de frunze la câini. Și m-am exprimat așa ca să vă las pe noi să alegeți varianta. Trebuie că a promis Câțu că nu se taie din salariile bugetarilor. Era și firesc, n-avea cum, că avea soarta lui Băsescu dacă umbla la salariile oamenilor. Dar vă întreb, nu tai salariile, ok, da. Ok, nu tăiem salarii, dar putem să ne gândim încă o dată la ce administrație are România, ce împărțire teritorială are țara și ce tăietori de frunze, efectiv, tăietori de frunze, cum bine spunea senatorul Marinescu, tăietori de frunze pe sute de milioane, domnul Coșa. Este obligatoriu să facă lucrul ăsta. O nouă verificare a administrației teritoriale, sunt prea multe și prea mari consumatoare. În al doilea rând, la nivelul birocratic și administrativ, trebuie introduse criterii de performanță. Fără criterii de performanță, nu poți să analizezi funcționarea. Nu poți să analizezi numai după aprecieri care le fac șefii sau șefii politici, rudele sau amanții. Deci trebuie criterii de performanță. Lucrul ăsta noi nu-l avem. Uniunea Europeană l-are, putem doar să le copiem și o să fie foarte bine. Mulțumesc mult, domnule profesor Coșa. Răspunsul lui Adrian Rădulescu, sau nu, răspunsul lui Marius acum. Marius, te ascult. În Ungaria, la un produs intern brut aproximativ egal cu al României, atenție, și la jumătate de populația României, sunt pe jumătate miniștri cât sunt la noi. La noi sunt 23 cu premierul în momentul de față, da? La noi sunt în jur de 200 de secretari de stat, subsecretari de stat, șef de anțelții, vicepreședinți, pe când la ei sunt, atenție, câțiva pe degete. Deci asta e diferența, să terminăm cu acest val mare de agenții, cu acest balast al societății, da? Care sunt numirile politice în masă, peste tot, că fiecare secretar de stat mai are o cohortă lângă el de, știu eu, de consilieri și nu numai, și director ce-și va aduce el, deci să terminăm cu numirile politice, să lăsăm numai după model european, doar câțiva secretari de stat acolo unde se impune și vom intra într-o normalitate. În spatele fiecărui demnitar, atenție, este un grup de interese sau mai multe grupuri de interese. Hai să ne uităm în timp, sau hai să ne uităm și acum, cine e în spatele unui ministru al sănătății? Cine e în spatele unui ministru al transporturilor? Cine e în spatele unui primar? Și să vedeți ce... Foarte ce tare! Marius, fii atent! Îți promit că aceste idei ale tale vor fi discutate fix peste câteva minute. Luăm publicitate. Mulțumesc mult profesorului Coșa. Vă reamintesc, înainte de a lua 2-3 minute publicitate, să revenim. Două știri foarte tari. Prima, deficit bugetar de 7% asumat de guvernarea Câțu în 2021. Ce spune asta? Că nu mai stăm la mâna Europei care ne... Domnule, să nu săriți de 3%, că e infringement, că vă băgăm pumnul pe gât, că... Nu. 7%, cum bine spunea Adrian Rădulescu, este un deficit de care, dacă ești înțelept, te folosești în fața Europei ca să ajuți propriul popor. Vom reveni cu Adrian, vom reveni cu Marius și cu încă 2-3 invitați de mare calibru și în ora specială de la 6 la 7, adică de la 18 la 19. Nu ratați, merită!